Bună ziua! O, ce a venit! Mulți ani trăiască, să fii e fericită și să-ți împlinești toate dorințele. Ce mulțumesc vrei tu să fie așa mersi, cum vrei tu? Mulțumesc din suflet! Ia bună ziua, copii! Astăzi trebuie să alegem cine pleacă la duel. Să-i dăm drum. Da? Ești gata? Deja nu mai ține de mine. Otilia poate să facă o surpriză, nu știm ce poate, cred că nici ea nu știe ce poate și rămâne de văzut. Moro, cu cine ai vrea tu să se dueleze, așa ca să fie, să zicem, fair play? Moldovencile sunt foarte tari și sub chipul lor angelic vezi niște femei puternice și destul de războinice și mie îmi plac chestiile astea. Din punctul meu de vedere, două opțiuni ar fi Belbiță sau Ioana. Bine, mă, Ioana e obișnuită, mă, la Ioana un duel plus mai contează nimic. Ea e, da, pac. Pare la ureia, ai văzut cum le pam, 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 le împinge. Deci ar fi o noutate pentru Diana, să zicem, că n-a mai fost până acum la duel. Da. Cred că e o alegere îndrăzneață și dacă într-adevăr s-a gândit la asta, apreciez foarte mult. Pentru că e foarte greu atunci când îți dorești să câștigi, să mergi cu, cum să zic, cu cea mai riscantă variantă la duel, dar măcar știi că și dacă pierzi, pierzi cu onoare. Bun, Belbițo, pare că ești una din posibilele opțiuni în această situație. Dacă te alege pe tine la duel, nu te umflă râsul, nu? Adică te duci să lupți. Da, sunt foarte concentrată de fel, cred că uiți ce sport fac, nu contează că... Da, nu uiți niciodată, prințeso. Nu contează că, nu știu, mă gâdilă, că face glume, întotdeauna când e vorba de un duel, când e vorba de o luptă, îmi iau fața aia de luptătoare și aia se cam termină totul. Dar nu aș avea o problemă nici să merg la duel, că până la urmă, asta e, cu toții vom trece acolo. Dar cum a zis și Moro, sunt o opțiune riscantă totuși. Dacă ai fi Otilia, acum te uita în jur la masă și ai zice, bă, cred că m-aș descurca mai bine cu... Și cred că aș merge tot pe Ioana, pentru că ea nu o cunoaște atât de bine pe Ioana ca să știe ce poate Ioana și atunci ar zice, bă, e ok, suntem mai micuțe amândouă, mai slăbuțe. Un titlu mișto de ziarul nostru aici la Ferm, noi avem un ziar cu titluri. Popstarul internațional o provoacă la duel pe Miss România. Deci ar fi, știi? Păi și nu, că dacă zici popstarul, poți să zici și popstarul internațional o provoacă pe prințesa MMA la duel. Și asta e foarte tare. Adică, nu știu, oricare titlu e bun. Uf, Marius, îți vezi prințesa la duel? Aș vedea oricând, evident. Mi s-ar părea foarte interesant, sincer, pentru că așa puteam să vedem de ce mai este în stare Otilia. Pe cine să trimitem noi la duel așa? Pe cine crezi tu că ar trebui să trimitem săptămâna asta la duel? Lângă Otilia, cred că ar putea să meargă Ioana. Sunt așa de aceeași categorie. Amândouă frumoase, s-ar duela... Dacă le dai și un duel din el așa mai provocator. În ciocolată! Mă stai în ciocolată! Să fie cât mai sexy. Brigitte, și tu ai fost la duel. Simți totuși că s-ar putea gândi și la tine, Otilia? Poate să se gândească la oricare dintre noi trei. La oricare. Sunteți trei variante foarte posibile. Clar. Le exclud pe celelalte pentru că, într-adevăr, au venit la pachet și e mai greu să le vezi smulgându-și pe una alte. Eu, dacă aș fi în locul ei, aș lua o categorie apropiată mie. Cred că eu am vreo 10-15 kg în plus decât ea. Bun, și cine e categoria apropiată? Adică ce crezi tu? Nu știu. Eu m-am gândit și la Diana, sincer. Dar cred că, până la urmă, cred că o să opteze pentru Ioana. Eu așa, din ce am văzut, din discuții din astea, adică nu știu, nici nu vreau să trag concluzii pripite. Silviu, în situația asta în care trebuie să vedem un duel de femei, de care noi am mai văzut aici la fermă și ai văzut că e spectaculos, e într-un fel să vezi femeile în arena acolo la luptă. Este. Și pe cine ai trimite tu la duel cu Otilia? Dacă ar fi să aleg eu, aș extinde puțin aria. Bineînțeles, și Gianina și Ionela pot fi două opțiuni, de ce nu? Dacă eliminăm legătura ce s-a creat între ele, bineînțeles. Fetele din echipa ei sunt mai puțin pregătite, nu au avut dueluri până acum și mi se pare normal să alegi de acolo dacă îți dorești să ai șanse cât mai mari. Poate chiar mai slabă decât Ioana, văzând-o pe Ioana de ce e capabilă sau la același nivel ar fi Gianina. Camara, tu personal, ce părere ai? Cine ar trebui să meargă la tine? Opțiunile sunt evident trei pentru ea în momentul de față, pentru că înainte de toate, toată lumea a zis treaba asta, am conviețuit împreună. Brighi, e ziua ei, na, poți să-i faci asta. Belbi are o pregătire fizică mai bine decât unii băieți de aici, așa că inclusiv eu, poate, nu știu, abar n-am. Ce poți să-ți dorești mai mult ca fată decât să se teamă de tine până și băieții? Am zis eu că sunt the baddest woman on the farm, dar se pare că-s mai mult de atât, ceea ce nu poate decât să mă flateze. Ioana este puternică de asemenea, nu e de ignorat.
dar pentru ea e cea mai bună opțiune. Este singura ce se apropie de categoria ei și cu care ar putea lupta într-un duel care să fie cât de cât echitabil. Florine, cu cine ai vrea tu să lupte, Otila? Singura care este de aceeași categorie este Miss România Filimonu. Care a bătut tot până acum, știi, vă mai zic o dată, deci doar ca să știți, până acum a câștigat cam tot ce era de câștigat. Eu cred că Otilia este neînfricată și mai mult decât atât este super pregătită pentru acest duel. Deoarece mentorul va fi Florin Pastrana! Dacă nu eu, atunci cine? Voi țipa când mă țin plămânii, să fii învingătoare. Ioana, da. Hai să spunem că te eliminăm pe tine. Care ar fi din punctul tău de vedere, nu al Otilei, o altă variantă posibilă pentru acest duel? Pentru acest duel, dacă nu ar fi fost alianța între bandiți, dacă aș fi fost Otilia, aș fi luat-o pe Gianina, pentru că... Nu, dacă tu, cum și... gândești tu, Ioana, cum gândești tu? Tu da, așa. Așa aș gândi eu, pentru că e... Aș fi ales Gianina? Da, tot okay. La fel de slăbuță ca și mine, adică suntem toate trei pe aceeași categorie. Otilia, după toată discuția asta, după tot ce a zis fiecare, după tot ce te-ai fi gândit tu în sufletul tău și după toată regula jocului până la urmă, tu chiar va trebui să alegi cu cine vrei să mergi la duel. Eu inițial am vrut să o aleg pe Belbiță. Mi s-a părut așa o provocare. Sinucidere curată. Deci m-aș fi simțit foarte onorată să lupt contra ei. Am apreciat faptul că Otilia a subliniat că dacă ar ajunge cu mine la duel ar fi o onoare, ar fi o onoare să plece din mâna mea. Nu se știe dacă ar pleca sau nu, până la urmă nu știm ce se întâmplă. Dar nu m-a lăsat nimeni. Dintre ei ai zis nebună. Ai niște prieteni buni, aș spune. Belbiță e o adversară de temut. Din punctul meu de vedere este cea mai puternică fată din fermă în momentul ăsta și na. Până la sfârșit, normal, că nu cred că celelalte vor crește ca fapt frumos în putere. Discutând cu cei 5 colegi, am ajuns la un comun acord și cred că Ioana ar fi cea mai potrivită. Așa o să le facem și pe plac băieților, o să le dăm o satisfacție să ne vadă în ring. Va fi un duel de fete, super show, distracție garantată, cu țipete, cu tot felul de onomatopee, care mai de care mai interesante și abia aștept. Ce zic, draga mea, să facem show. Ce facem? Este un duel cu două fete frumoase. Ioana, da. Tu ești, iată, al doilea duelist. Nu mai știu de câte ori ți-am zis chestia asta, uite, tocmai am făcut calculul. Deci, practic, ești veterană la duel. Da. Și ai demonstrat că duci, poți cam orice fel de duel. Cum te simți acum? Mâine, indiferent de că mă doare stomacul, că mă doare capul, o să fiu focusată, pregătită. O să l-am alături pe Cătălin, să mă motiveze încât să dau tot ce pot și să câștig. Pastramă și Moroșanu sunt prieteni buni, dar în seara duelului vor fi adversari. De obicei, luam frumos fetele și le întrebam de una de alta și cine vrea să aleagă, trebuia să ne spună Ioana ce probă alege. Nu mai faci. Așa. Trebuie să aleg acum. Trebuie să alegi acum. Aia înseamnă că poate să rămână la chef și ele. Da. Deci, uite, ca să vă dau și varianta ușoară, iar trebuie să-i mulțumiți Brigitei, pentru că fiind ziua ei, duelistele nu o să mai meargă imediat la cameră, ci o să stea la petrecere și tu pe petrecere. Doar pentru mâine dimineață, te rog frumos să numești un om care să le ducă de mâncare celor două. Deci el o să doarmă aici sau acolo? La noapte, după petrecere, o să doarmă la camera duelistelor și o să te ocupi personal să le duci acolo, dar după petrecere. Eu comunic foarte bine cu Pastramă și pentru că m-a rugat frumos și pentru că el are o legătură cu Otilia, i-am dat lui această sarcină de a le duce mâncare fetelor. Și acum puțină liniște, vă rog, pentru că Ioana a avut suficient timp să se gândească. Ioana a trecut și prin probe de îndemânare și prin probe de forță. Știe ce poate, știe ce adversar are și e dreptul ei, ca măcar atât să facă, să aleagă proba. Am să aleg îndemânare pentru că a și spus Otilia că i-ar plăcea să aleg îndemânare. Așa că vreau să fie un meci egal, să luptăm cot la cot și cea mai bună să câștige. Din punctul meu de vedere, alegerea Ioanei era previzibilă, evidentă și probabil singura soluție de show. Otilia, ești fericită că a ales îndemânare? Da. Da, da. Dintre Otilia și Ioana, la duel, cred că, într-adevăr, șanse mai mari are Ioana. Adică am văzut-o cum se descurcă
la probe și mă bazez mai mult pe ea. Ioana, Otilia, veți merge mâine la duel, dar până mâine la duel vă invit la petrecerea Brigitte. Vă pup! La revedere! La revedere! O seară frumoasă! Ne mai vedem noi!